ziua, suntem la școala de acasă. Astăzi facem pregătire pentru examen de bacalaureat la clasa 12-a, evident, fizică, partea de termodinamică. Numele meu este Robert Harabagiu, sunt profesor de fizică la Liceul Tehnic din Buzău. Examenul de termodinamică este un examen relativ simplu, însă avem nevoie să cunoaștem principalele formule de la fizică. Pentru asta să ne ajută foarte, foarte mult subiectul și vă voi explica imediat de ce. În cadrul subiectului de termodinamică avem la început, o să vedem imediat, o parte de teorie prezentată și anume trei lucruri foarte, foarte importante. Vi se dă de la început numărul lui Avogadro, constanta universală a gazelor, dar și faptul că între parametrii de stare există relația PV egal cu un IRT. Ecuația termică de stare sau ecuația clapelor române Aceste lucruri, deci, vi se dau de la început în enunțul subiectelor. Ne ajută foarte mult acest lucru și o să vedem imediat de ce. Să începem cu numărul lui Avogadro. Nu este doar un număr. Este foarte, foarte important să vedem ce reprezintă acest număr al lui Avogadro. El reprezintă numărul de molecule. Deci, numărul lui Avogadro este numărul de molecule. Din unitatea de mol, din numărul de mol de substanță. Asta înseamnă că putem oricând să calculăm numărul de mol de substanță ca fiind numărul total de molecule, supra numărul de molecule dintr-un mol, adică numărul lui Avogadro. Același număr de mol, însă, poate fi calculat și ca fiind masa totală, supra masa unui mol de substanță, numită și masă molară, care de obicei se cunoaște în probleme. Tot de aici, din numărul de mol, mai putem calcula și masa unei molecule notată cu M0, deci masa unei singure molecule, ele fiind foarte multe, vedeți ordinul 10 la puterea 23, care se poate calcula ca fiind masa întregii substanțe supra numărul total de molecule din substanță sau ca masa unui mol de substanță supra numărul de molecule dintr-un mol de substanță, adică numărul lui Avogadro. Aceste lucruri le putem calcula încă de la început. Haideți să vedem ce informații ne oferă ecuația termică de stare, PV egal cu NURT, foarte multe informații și este foarte bine că o cunoaștem de la început. PV este egal cu, am zis, NURT, adică M supra μ, R -T. T. Am văzut mai sus că numărul de mol se poate fi, poate fi calculat ca fiind masă supra masă molară. De aici, în foarte multe probleme, mulți dintre itemi, vă cer să calculați densitatea gazului, care știm este masă supra volum, care poate fi scoasă din această relație, folosind produsul mezilor egal cu produsul extremelor, ca fiind egal cu P ori mu supra R ori T. Și nu numai. Această formulă ne permite de asemenea să calculăm PV supra T ca fiind mereu egal cu nu or R și atunci când gazul este închis, deci când este într-o incită închisă, când numărul de mol este constant, avem un mod sigur că PV supra T este constant. Cu cele trei variante pentru izotermă, izobară și izocoră, deci dacă T egal constant rămâne doar P ori V egal constant. Dacă V egal constant respectiv la izocoră rămâne P supra T constant. Și bineînțeles dacă P egal constant, dacă P este constantă, dacă presiunea este constantă, adică izobară rămâne legea V supra T egal constant. Ceea ce ne permite să rezolvăm foarte, foarte multe probleme. Mai ales că, spre exemplu, din această formulă, scoatem pe P ca fiind constantă supra V, asta înseamnă că presiunea este invers proporțională cu volumul, deci dacă volumul crește, presiunea scade. De aici putem afla că P este direct proporțional cu temperatura în cazul transformării izocore, deci dacă temperatura crește, dacă gazul se încălzește, presiunea crește și ea. Respectiv volumul la fel este direct proporțional cu temperatura. Foarte mulți din itemi la termodinamică se referă la aceste formule, care de fapt le cunoaștem de la început. Aceste formule se adaugă unor alte formule de care avem nevoie și o să facem o scurtă recapitulare practic la termodinamică. Vom încerca să reconstituim împreună formulele de care avem nevoie, lucru care îl putem face și pe ciornă în timpul examenului. Pentru aceasta vom defini întâi niște coeficienți calorici, căldura molară, ca fiind 1 supra nu Q supra delta T și se măsoară evident în jul pe kilomol Kelvin sau pe mol Kelvin, căldura specifică notată cu C mic, ca fiind 1 supra M Q supra delta T. Evident se măsoară în jul pe kilogram Kelvin și capacitatea calorică a unui corp oarecare ca fiind definită Q supra delta T, așa numita definiție prin reducerea numitorului la unitate, adică C egal cu Q atunci când delta T este 1, Adică mărime fizică nume egală cu căldura schimbată de un corp pentru a-și modifica temperatura cu un grad Kelvin. Bineînțeles că între aceste mărimi putem să stabilim diverse formule care apar printre etemii propuși în cadrul testului grillă. Spre exemplu, C mic este egal cu 1 supra M capacitatea calorică. În ceea ce privește căldura molară, revin la această formulă, ea se definește la presiune constantă și la volum constant. Deci avem C indice P și ce indice V, respectiv o căldură în izobară și în izocoră. Lucru care ne ajută, de fapt, să începem să completăm acest tabel și să stabilim căldura, ca fiind numărul de moli, ori căldură molară, ori variația temperaturii, respectiv la izobară și izocoră cu P și V. Asta înseamnă că deja putem să scriem în acest tabel New CP delta și respectiv nu CV delta T. Atenție, întotdeauna Q este egal cu L plus delta U, este principiul întâi al termodinamicii, adică ultima coloană cu penultima trebuie să ne dea coloana a doua, cea a căldurii. În ceea ce privește lucrul mecanic, am văzut că el poate fi calculat ca aria figurii delimitate de grafic cu axa volumului. În cazul izobarei este un dreptunghi cine dă pe ori delta V. La izocoră practic este 0 pentru că volumul este constant. La izotermă, aici este un pic mai complicat, se rezolvă cu integrală din URT din 1 pe V, care înseamnă logaritm natural din V final supra V inițial. Acum fiind clasa A12-a putem calcula așa cu integrală. Și deja ne putem uita pe transformarea izocoră și să vedem că ar trebui ca delta U să fie și el nu CV delta T pentru că adunat cu 0 să ne dea nu CV delta T. Vedeți că am colorat diferit această coloană. Întotdeauna delta U e aceeași valoare pentru că energia internă este o funcție de stare, nu este o funcție de proces, deci nu depinde de tipul transformării. Ar trebui să fie mereu nu Cv delta T, respectiv energia internă să fie nu Cv ori T. Ar fi și aici la izotermă nu Cv delta T, numai că fiind izotermă delta T este 0, temperatura e constantă și atunci energia internă la izotermă ne dă 0. Asta înseamnă căldura egal cu un IRT logaritm natural din V final pe V inițial pentru că vine adunat cu 0. Okay. Iar transformarea adiabatică este cea definită pentru căldură 0. Vedeți că avem deja lucru mecanic 0 în izocoră, delta U0 în izotermă, adiabatică are căldura 0. Asta înseamnă că lucru mecanic va fi minus nu CV delta T. Dacă în loc de P delta V folosind ecuația termică de stare punem nu R delta T, pentru izobară principiul 1 ajunge la CP egal cu CV plus R, cunoscută și sub numele de relația Robert Mayer, care se găsește și ea printre itemii propuși la diverse variante. Și, bineînțeles, putem să-l calculăm pe CV în trei feluri. Depinde de tipul gazului, 3 2 R monoatomic, 5 2 R la diatomic și 3 R la triatomic. Cam aceste noțiuni sunt importante pentru rezolvarea testului în special prima parte, subiectul 1 care este un subiect de teorie mai mult, în care avem nevoie să recunoaștem anumite formule, să vedem care dintre ele ar fi cea corectă. Evident, testul, partea de termodinamică durează, putem rezolva într o oră și jumătate pentru că la bacalaureat avem la dispoziție 3 ore pentru două părți. Să deschidem un astfel de test, să vedem ce se întâmplă. Să vedem un prim subiect. În cadrul acestui prim subiect avem un grafic P în funcție de T. Este o dreaptă care trece până origine. Știm că asta înseamnă P supra T constant, adică este o isocoră. Ni se cere să spunem ceva despre mu, despre căldura, despre uh, masa molară a gazului, miu 1, miu 2 și miu 3 în ce variante de relație ar fi între ele Haideți să vedem ce cunoaștem Cunoaștem că au același volum mase egale da? și ni se cere relația pentru miu. Ne aducem aminte de ecuația termică de stare dacă nu ne aducem aminte o avem mai sus în enunțul subiectului MP miu RT și de aici putem deci, să scoatem masa molară ca fiind MRT supra P ori V. Bun. Ni s-a spus că avem aceeași masă, deci masa e constantă, R este constant, îl știm, 8,31. Ce mai avem? Același volum, deci clar și volumul este constant. Ce se întâmplă cu T și P? Păi le avem aici, în grafic. Vom lua pentru un același T, da? deci același T, deși pe T îl iau constant, să văd ce se întâmplă cu P-urile. Dacă mă uit pe grafic, se vede deja că P3 este cel mai mic pentru corpul cu masa molară mu 3 P2 e mai mare și P1 este cel mai mare. Deci între ele există relația P1 mai mare decât P2, mai mare decât P3. Acum însă P-ul fiind la numitor, înseamnă că μ este invers proporțional cu P. Asta înseamnă că μ1 este mai mic decât μ2, mai mic decât μ3. Și astfel răspunsul corect este evident punctul A. Să știți că există mai multe variante ale acestui item, în sensul în care se dau câteodată graficele pentru masele M1, M2 și M3 și atunci trebuie să scoatem pe M, care ne va da, evident, proporțional cu P, și atunci se păstrează sensul inegalității. Să vedem și un alt exercițiu, punctul B. Acesta este și mai simplu. La termodinamică se aplică direct formulele, nu avem foarte multe calcule de făcut, de aceea spun mereu că subiectul de termodinamică poate că este mai ușor decât alte subiecte ce avem aici? Să calculăm lucru mecanic într-o transformare adiabatică. Lucrul mecanic la adiabatic, am văzut mai devreme, nu CV delta T cu semnul minus în față. Și atenție, vi se dă gazul ideal diatomic. Asta înseamnă că CV este 5 pe 2R, adică 2,5R. Dacă înlocuim, ne va da evident varianta A, minus 25 nu Year Delta T. Vedeți ce simplu este. Altă dată să știți că între teste am găsit și direct varianta minus nu Delta T. Să vedem și exercițiul 3. Ceea ce spuneam mai devreme reprezintă o serie de exerciții în care avem o transformare, în cazul ăsta o transformare la temperatură constantă, temperatură constantă, adică evident T este constant, deci izotermă, asta înseamnă că putem aplica P ori V egal constant. Sau, v-am mai explica mai devreme, P-ul care nouă ni se cere este constanta supra V. Deci este invers proporțional cu volum. Ce face volumul? Zice, se destinde. Când zice se destinde, volumul crește. Dacă zicea se comprimă, volumul scădea. Asta înseamnă că V-ul crește, fiind anumitor, înseamnă că P-ul va scădea, că se împarte la ceva mai mare. Deci răspunsul corect aici este ce mic scade. Să mergem și la punctul 4. Aici este și mai simplu. Căldura specifică. Căldura specifică, v-am notat-o mai devreme, ce mic, 1 pe M, Q supra delta T. Q este în jul, M este în kilograme, delta T în Kelvin. Deci răspunsul corect va fi jul pe kilogram Kelvin, care se poate scrie sub forma jul ori kilogram la minus 1 ori Kelvin la minus 1. Aici este pentru capacitatea calorică, jul pe Kelvin, adică Q pe delta T. Aici este pentru căldura molară. Da? pentru că vine împărțit la numărul de moli. Am încheiat subiectul 1 roman, un subiect de teorie, la care însă nu trebuie să faceți rezolvarea completă, așa cum v-am arătat eu, ci doar să scrieți literele corespunzătoare răspunsului corect, A, B, C sau D. Pentru subiectul 2 și 3 roman, aici trebuie să faceți rezolvări complete cu calcule numerice, astfel încât să obțineți punctajul maxim. Pentru subiectul 2 și 3 vă voi da doar niște indicații. Haideți să vedem ce ar fi la subiectul 2? Prima problemă propusă, subiectul 2, avem un cilindru de secțiune S, 100 de centimetri pătrați. Evident că trebuie transformați centimetri pătrați în metri pătrați, nu putem să lucrăm în centimetri pătrați. Deci 100 de centimetri pătrați vor fi 100... Centimetru este 10 la minus 2, la pătra va fi 10 la puterea minus 4 metri pătrați. Lungimea L este de 1 metru, este împărțit în două compartimente, nu neapărat egale, printr-un piston subțire termoizolant. Asta înseamnă că pot fi temperaturi diferite în stânga și în dreapta, care se poate deplasa fără frecare. Cilindrul este așezat orizontal, iar pistonul este în echilibru mecanic. Asta înseamnă că în cele două compartimente e aceeași presiune. Pentru că dacă este presiune mai mare într-unul din compartimente, automat pistonul se va deplasa spre compartimentul cu presiune mai mică, fiind împins de presiunea din compartimentul mai mare. În compartimentul 1 se găsește o masă M1, 8 grame de oxigen, cu μ 1 32 de grame pe mol, și temperatura T mic egal 47 de grade Celsius. Cum v-am mai spus mai devreme, trebuie adunat 273, astfel încât temperatura absolută care vom lucra va fi de 320 de grade Kelvin. În compartimentul al doilea avem un număr de mol, de data asta ne dă NU2, 0,16 mol, de argon, se dă masa molară a argonului, 40 de grame pe mol, la o temperatură ceva mai mică, T2, 27 de grade Celsius, și aceasta trebuie transformată în grade Kelvin. 273 plus 27 vă dă fix 300 de Kelvin. Se cer. Numărul de molecule de oxigen din compartimentul 1. Numărul de molecule, v-am explicat mai devreme, se calculează ca nu ori NA. Fiind vorba de compartimentul 1, avem nu 1 adică M1 supra μ 1 ori numărul lui Avogadro Îl știm pe M1, este 8 NA 1 N 6,02 la 23, urmează să-l calculați numeric. La punctul B, valoarea raportului dintre volume ocupate de cele două gaze. Aici este un pic mai complicat, trebuie să facem un mic desen să vedem ce se întâmplă în acest cilindru. Deci este un cilindru, are secțiunea S, lungimea L, este împărțit, nu neapărat egal. Eu am considerat că în stânga e mai mult pentru că am o, o, un număr de mol mai mare, 8 pe 32 este 0,25, dincolo am 0,16. Aici am gazul 1, aici am gazul 2, știu că am presiunea P, volumul V1, temperatura T1 și am un număr N1 de mol ca fiind M1 supra 1 din coace, am aceeași presiune P, am explicat, nu poate fi mai mare, un volum diferit V2, o temperatură T2 diferită și un U2. Nu avem voie să scriem cumva vreo lege de transformare de la gazul 1 în gazul 2, pentru că nu este o transformare, sunt gaze diferite, da? nu suferă un gaz o transformare. În schimb, putem să aplicăm formula care ne-a fost dată pentru gazul 1, PV1 egal cu M1 supra 1 că nu știm pe 1 RT1, și pe V2. Aici îl știm pe NU2, numărul de mol, R RT2. Nu ne trebuie raportul V1 supra V2. Evident că dacă le împărțim membru cu membru, se simplifică P-ul și R-ul aici și ne dă că V1 supra V2 este egal cu M1T1 supra Miu 1 μ 2 t 2 dacă o să calculați numeric, o să vă dea V1 supra V2 10 pe 6 sau 5 pe 3. Dar rămâne, bineînțeles, să faceți dumneavoastră calcule. Acum, în ceea ce privește punctul C, punctul C pare complicat. Presiunea la care se găsește argonul, argonul este în partea a doua, este gazul 2. O să aplicăm formula a doua, scoatem P-ul ca fiind nu 2 r 2 RT2, supra V2 și observăm că ne trebuie V2, iar noi nu-l cunoaștem pe V2, știm doar raportul V1 pe V2. Însă am putea să cunoaștem suma V1 plus V2 ne-ar da volumul total, care este volumul cilindrului, care este aria bazei ori înălțimea, adică ori lungimea cilindrului, cea de aici, aria bazei, ori lungime. Ca să ne iasă V1 plus V2, plecăm de la V1 pe V2, egal cu 5 pe 3, facem proporții derivate sau adunăm 1, cum vreți să considerați, adică V1 plus V2 supra V2, egal cu 5 plus 3, adică 8, pe 3. Ăsta este tot V-ul. Și scoatem de aici pe V2 ca fiind egal cu 3V, adică S or L, supra 8. Și putem înlocui în formula lui P, și ne dă astfel că P este egal cu New 2 r t 2 ori 8 supra 3 SL pentru că era împărțit la 8 și pleacă la numărător. Se calculează și vedeți cât vă este presiunea. Pentru punctul D, masa molară a amestecului obținut după îndepărtarea pistonului, aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Este un amestec. Nu aveți voie să faceți vreo masă medie, o medie aritmetică sau altceva. Decât în anumite cazuri, nu este acum cazul, avem două incinte, avem M1 cu μ1 și un număr de mol n 1 se amestecă deci cu M2, μ2 și n 2 și rezultă un amestec. Acum, dacă noi amestecăm, să zicem, 3 kg de ceva cu 2 kg din altă substanță, ne ies 5 kg. Deci, masa totală este aditivă, se adună, e masa obținută până adunarea celor două mase individuale. Acum, masa molară medie nu o cunoaștem, iar numărul de mol și el este aditiv. Adică este nu 1 plus niu 2. Adică dacă amestecăm un număr de mol cu un alt număr de mol, trebuie adunate aceste două numere, pentru că până la urmă numărul de molecule este aditiv. Adică dacă adun 10 molecule de ceva cu 20 de molecule din altă substanță, ne dă 30 de molecule și împărțind cu Na, ne dă de fapt, cu numărul lui Avogadro, ne dă de fapt nu egal cu ni 1 plus niu 2. Deci este aditiv. Ce înseamnă asta? Cosam nu1 plus nu2, adică M1 pe mi 1 că nu știu pe nu, 1 plus nu2, egal cu M1 plus M2 supra masa molară medie aparentă a amestecului. De unde se poate scoate M1 mediu ca fiind M1 plus M2 supra M1 pe m 1 plus nu2. Se calculează numeric, atenție! Trebuie să vă dea între 40 și 32. Nu putem să amestecăm ceva cu masă molară 32 cu ceva cu masă molară 40 și să ne iasă mai mic de 32 sau mai mare de 40. Între ele trebuie să iasă. Aceasta este problema, însă trebuie rezolvată complet de la început la sfârșit. Pentru problema 3 o să vă dau tot așa mici indicații. Este de obicei mai grea, dar să știți că nu este atât de grea pe cât pare. Avem o masă, o cantitate, nu un mol, monoatomic. Avem un proces termodinamic cu T1, 27 de grade Celsius. Știm că de fapt luăm T mare 1 egal 300 de Kelvin, 273 plus 27. Și dacă vă uitați în desen, 1, 2 este izocoră, volumul constant, 2, 3 este izobară, presiunea constantă, 3, 4 izocoră, 4, 1 este izobară. Deci le identificăm. Avem în starea 1PV, după care se triplează presiunea, rămâne presiunea constantă. Vedem ce se întâmplă cu volumul, vedeți V și 3V. Haideți să vedem ce se cere prima dată. Prima dată se cere să reprezentăm procesul în coordonate VT. Deci ne trebuie V și T. La V lucrurile sunt foarte simple, pentru că știm, V1 este egal cu V2 și este V. Da? Observăm din grafic de aici. Iar de asemenea V3 și cu V4 sunt egale și sunt egale cu 3V. Ce se întâmplă cu temperatura? Singura care o știm este T1, că este 300 de Kelvin. Dar ne-ar trebui T2, T3, T4 ca să putem să reprezentăm în VT. Pentru asta luăm pe rând transformările și începem de la 1 la 2. De la 1 la 2 este izocoră. Da? și vom scrie legea, am stabilit-o mai devreme, P1 supra T1 egal cu P2 supra T2, îl scoatem de aici pe T2 ca fiind P2 ori T1 supra P1, ne uităm că P2 este 3P, P1 este P și ne-a dat că T2 este 3T1. Se putea și direct uitându-ne că Practic ne-am triplat presiunea, deci automat ne triplăm și uh, temperatura. De la 2 la 3 putem să facem același lucru, să spunem că este o transformare izobară, să scriem legea V supra T constant sau putem tot așa mai direct să spunem că se triplează volum. Am văzut că o să crească proporțional, deci o să crească proporțional și temperatura, deci T3 va fi 3T2. Adică 9T1. Rămâne ca dumneavoastră să faceți demonstrația completă la acest lucru. De asemenea, de la 3 la 4 presiunea scade de 3 ori, deci va scădea și temperatura de 3 ori. Asta înseamnă că T4 va fi T3 supra 3, adică 3T1. Și avem în acest moment toate temperaturile și volumul, astfel încât să putem să facem graficul. O să vă arăt direct graficul, o să aveți nevoie la examen de riglă. Gradată de creion, astfel încât să putem face graficul corect. Am reprezentat pe axa temperaturii aici, dacă observați, 300, 900, deci de 3 ori și de 9 ori, adică T2, T4 și T3. Am reprezentat volumul V1 cu V2. O secundă să îl vedem mai mare. Astfel încât am și scris aici ce fel de transformări sunt și am încercat să pun punctele pe grafic. Punctul 1, starea 1, este cea în care temperatura este T1, volumul este V1. Punctul 2 în care am temperatura T2, volumul V2. Punctul 3 cu temperatura T3 și volumul V3 și punctul 4 cu temperatura T4, volumul V4 și le unesc. Nu direct așa, ci sunt un pic atent. Mă uit că de la 1 la 2 era izocoră, deci trebuie să rămână volumul constant, va fi o dreaptă orizontală. 2, 3 este o dreaptă oblică pentru că este izobară și în coordonate VT izobara se reprezintă pentru o dreaptă care trece prin origine, a care e prelungire, trece prin origine. 3, 4 este iarăși izocoră, 4, 1 este izobară. Vă recomand să faceți un desen cât mai mare, așa cum l-am făcut și eu, ca să vă iasă, să puteți să vedeți exact ce se întâmplă. Destul de simplu, și acest prim punct. Haideți să vedem mai departe, doar niște mici indicații, nu o să facem rezolvarea completă. La punctul B, vi se cere lucru mecanic total. Vă spuneam că lucrul mecanic este aria figurii. Dacă este un proces doar termodinamic, este aria figurii delimitate de graficul respectiv cu axa volumului, în cazul unui ciclu este aria figurii geometrice care reprezintă ciclu. În cazul nostru, un dreptunghi. Dreptunghi are bază mică, ori bază mare. Dacă era triunghi dreptunghi, era catetă, or catetă supra 2. Dacă era trapez, aveați bază mare plus bază mică înălțime pe 2. Deci putem calcula. Haideți să vedem ce înseamnă baza mică. Înseamnă, să zicem, asta de la V la 3V, adică un 2V, e 3V minus V. Și baza mare ar fi, latura mare, lungimea ar fi, de fapt, 3P minus P, adică un 2P. Deci avem 2P ori 2V, adică 4PV. Și o să fi tentați să zicem, stai că nu știu, pentru că nu știu nici pe P, nici pe V. Da, dar ni s-a dat sus formula PV egal cu 1 deci am 4 nu R T. Care T. Păi care P și V. Am P și V de aici care înseamnă starea 1. Deci aici este la starea 1. Adică am temperatura T1, pe care chiar o cunosc că este 300 de Kelvin. Pe nu îl știu că e un mol. Pe R îl știu că e 8,31. Deci am de făcut 4 ori 1, ori 8,31, ori 300. Și facem. Calculul respectiv. Da? Vedem când ne dă. Asta înseamnă juli. Punctul B l-am încheiat. Punctul C este aproape la fel de simplu. Aveți delta U de la 1 la 3. Înseamnă U3 minus U1. U3 înseamnă nu CVT3, v-am zis formula, minus nu CVT1 cum T3 este 9 T1, o să vină 9 new 1 minus new 1 și o să vină 8 new CV 1 Ok, cine e CV? 1,5 R. Deci avem 8 ori 1,5, 12 new 1 Atenție că nu R 1 l-am calculat și aici, da? 4 nu 1 deci asta este de 3 ori mai mare. Cred că aici dă un 10 kJ și aici va da de fapt de 3 ori mai mult, adică 30 de kJ aproximativ. Și în sfârșit punctul D și cu aceasta încheiem practic un subiect care am putea acorda o oră a acestui subiect, căldura în timpul unui ciclu, căldura ce dată. Le calculăm pe rând, Q1,2. Este izocor, am văzut formula, New CV T2-T1. minus nu ne ajută pentru că T2 e mai mare decât T1 e pozitivă, e primită. Deci nu e cedată. NUCV q 3 este izobară, NUCP T3 minus T2 și aceasta este primită. Singurele călduri cedate sunt Q34, care înseamnă NUCV, că este izocoră, T4 minus T3, și asta e într-adevăr negativă și cedată și Q4.1 care este izobară new CP T1 minus T4, întotdeauna T final minus T inițial. Astfel încât căldura cedată va fi suma lor, adică new CV T4 minus T3 plus new CP T1 minus T4. Adică new ori 1,5 R T4 minus T3. T4 este uh, 3T1, T3 este 9T1, 3T1 minus 9T1 înseamnă minus 6T1. Și uh, din coace avem new CP, atenție, v-am dat relația Robert Mayer, CP este CV plus R, adică 1,5 plus 1, adică 2,5 R. Și aici avem T1 minus T4, T4 este 3T1, deci avem T1 minus 3T1, adică minus 2T1. Dacă ne uităm, ne dă de fapt QC dat egal cu 1,5 ori 6, 9, plus 5 de la 2,5 ori 5, ne dă 14 new RT1 cu semnul minus. Atenție că nici nu trebuie să-l calculăm nu RT1, pentru că l-am calculat odată aici la 4 RT1 că ne dă 10, deci 2,5 nu avem decât să facem calculul aici și să vedem cât ne iese. Este foarte, foarte simplu. Vă spuneam că până la urmă examenul la termodinamică este simplu, se aplică direct formule, într-adevăr sunt mai multe formule la termodinamică, dar ați văzut că sunt strâns legate între ele, așa că vă recomand să alegeți din, între cele două probe care să le susțineți la examenul de fizică și termodinamică. Este mai simplă decât alte părți ale fizicii. Vă doresc mult succes la examenul de bacalaureat.